Și da, ai auzit bine, Realme 8 4G este mai bun decât Mate 20 Pro la camere. Salutare! Astăzi vreau să vedem ce să alegem dintre un telefon ieftin și bun actual sau cel mai bun telefon de top din 2018, evident pe piața second vorbind. Și da, știu că Realme 8 a apărut în anul 2021, însă încă este printre cele mai bune la sub 1000 de lei chiar și în 2022. Acum, țin să-ți menționez că pot aduce aproape orice alt telefon din bugetul acesta ca să-l compar cu Mate 20 Pro, așa că zi acolo în comentarii ce telefon ai vrea să mai vezi sau dacă vrei să mai vezi un astfel de clip. Trecând la telefoane, ambele dispun de deblocare facială, doar că Realme 4G o are doar 2D, una slab securizată, iar Mate 20 Pro o are securizată, cu senzor special precum este pe iPhone, deci practic merge și în beznă. Totodată, ambele telefoane dispun de senzor de amprente integrat în display. Pe Realme 8 este mai comod, fiind poziționat mai jos, dar per total, clar Mate 20 Pro câștigă la partea de deblocare biometrică. Testarea propriu-zis începe de la 42% pe Realme 8 4G și 84% pe Mate 20 Pro. Ambele telefoane sunt uzate, însă nu pot să spun cu certitudine care a fost utilizat mai mult. Prin aplicațiile uzuale mă așteptam să meargă la fel, dar parcă Mate 20 Pro e cumva mai fâșneț. De exemplu, când am intrat pe mesagerie, a deschis mult mai rapid și tastatura. Performanța mai bună este resimțită și în Geekbench 5. Mate 20 Pro a terminat testul în 3 minute și 25 de secunde, iar Realme 8 4G în 4 minute și 25 de secunde, deci diferență de 1 minut. Scorurile scoase cam coincid cu timpii de execuție cumva, adică Mate 20 Pro câștigă detașat aici, pe multicore fiind cu peste 40% mai bun decât Realme 8 4G și în single core cu aproximativ 30% mai puternic. Trecând totuși la 3D Mark, aici diferența este și mai mare în favoarea lui Mate 20 Pro, procentual undeva la 60% mai mare performanța pe acesta. Eu nu mă așteptam să fie totuși scoruri cât de cât mai apropiate și aici. Dar hai totuși să vedem cum se descurcă și în jocuri, nu? PUBG este clar mai bine optimizat pentru Mate 20 Pro, setările maxime fiind chiar la fel precum pe flagship-urile actuale, mergând chiar și cu Ultra HD și Ultra FPS sau HDR cu Extrem FPS, versus maxim balansat cu Ultra FPS pe Realme 8. Deci clar, experiența în PUBG a fost net superioară pe Mate 20 Pro. Trecând la Apex Legends, aici situația este echilibrată, ambele având aceleași setări și mergând exact la fel, cu o medie de vreo 40 de FPS-uri pe ambele. În Call of Duty e din nou aceeași poveste precum pe Apex Legends, ambele merg pe setări aproape maxime și merg fluid la 60 de FPS-uri fără a scădea mult sub 60. Totuși, Mate 20 Pro pare ceva mai stabil, minimul fiind mai sus, adică undeva la vreo 5-6-5-7 de FPS-uri, iar pe Realme 8 am observat și 49 de FPS-uri la un moment dat. Real Racing 3 mă face să trag aceleași concluzii. Ambele merg foarte bine pe la 60 plus minus FPS-uri, dar totuși per total pe partea de performanță, clar Mate 20 Pro câștigă. 2-0 până acum pentru Mate 20 Pro. Trecând la partea de camere, aici e un pic cam ciudat, dar în același timp concluzia este simplă și este evident care e mai bun, adică ambele. Și da, ai auzit bine, Realme 8 4G este mai bun decât Mate 20 Pro la camere și Mate 20 Pro este mai bun decât Realme 8 4G la camere. What the fuck, adică stai un pic, asta e afirmație de aia capcană, nu? Da, mai prins și nu mai prins în același timp. Lasă-mă să-ți explic că deja m-am bulversat și eu. Practic, atât pe foto cât și pe video, pe camerele principale, adică pe alea de pe spate, Mate 20 Pro câștigă destul de detașat, adică la modul clar. Mai ales pe ultra-wide și evident pe zoom, pentru că Realme 8 4G nu are cameră de zoom. Dar pe camera selfie este fix invers. Realme 8 4G pare net superior, adică nu că pare, chiar este net superior, atât pe foto cât și pe video, mă repet. Sincer, chiar am rămas plăcut surprins de rezultatele lui Realme 8 4G pe partea de cameră frontală, atunci când le-am pus pe calculator. Cum ar trebui teoretic să acord punctul lui Mate 20 Pro, pentru că na, pe 3 camere din 4 e mai bun decât Realme 8 4G, dar le-am împărțit în principale și cea selfie, așa că nu acord punctul nimănui, așa mi se pare totuși cel mai corect. Acum, ca și niște mici detalii, ca și plusuri pentru Mate 20 Pro, avem rezistența oficială IP68 la apă și praf, dar și difuzoarele stereo. Pe cealaltă parte însă, Realme 8 4G îl iei din magazin la un preț similar cel dai pe Mate 20 Pro SH, sau poate chiar mai ieftin îl iei pe Realme 8 4G. Ca și plusuri are și garanția. Pe lângă asta e și prețul de SH versus SH mult mai mic pe Realme 8 4G, dar și deja învechitul
între ghilimele, jack de căști. Autonomia și apare să fie mai bună pe Realme 8 4G. Acum și bateria este simțitor mai mare, era de așteptat. Practic s-a dus 11% pe Realme 8 4G și 15% pe Mate 20 Pro pe parcursul testării. Per total, eu zic că Mate 20 Pro bate cu 2-1. Dar cu mențiunea că în viața reală, nici Realme 8 4G nu este cu mult inferior lui Mate 20 Pro la aspectele unde acesta a câștigat. Și nu am cum să zic 3-1 pentru Mate 20 Pro doar pentru că are ecranul 2K versus Full HD, pentru că în mare e cam același ecran. Pe unul e OLED, pe unul e AMOLED, dar nu-i mare diferență și nu o să vezi o diferență în viața reală între acestea două. Acum eu ți-am oferit datele problemei, întreaga ecuație, dar și rezultatele. Mai rămâne să-mi spui concluzia ta. Mai exact, tu ce ai alege? Un foarte bun low mid-ranger actual, pe la 1000 de lei plus minus, sau un telefon de top de acum câțiva ani, ce-l găsești la un preț similar, dar pe piața second? Sincer, personal aș merge pe a doua variantă. Cu toate că prețul de second versus second este mult mai avantajos pe low mid-ranger-ul de anul ăsta. Și ne auzim acolo jos în comentarii.